Aș vrea să se legalizeze prostituția. Cine e cu mine? Normal, mai sunt la bagii acolo, nu? Frumesc, dar ei mei apreciez. Apreciez că a fost sincer. Aveți să legalizeze prostituția. Nu dați seama că la noi în țară, dacă se legalizează prostituția, noi o să exagerăm. Cum exagerăm cu orice. O să avem doar un bordel aici, colo. Nu, noi să avem hiperbordeluri. Cum sunt hipermarketurile. Vino să aici fiecare colț de stradă, cât un fucking go. Mai am fost cu Mădă în Carrefour să ne luăm ochelari de soare și ne-am întors cu bere, turtiți, două sticle de cola, adaptor USB-C, cablu USB-C, card de memorie, o cană de fier de apă și un pennyboard. Și evident, fără ochelari de soare. Age is just a number. So is 6 million Jews. Am nevoie de niște material pentru vlog. A, mai trebuie... Știi ce scurt, mi se pare? În primul rând, cred că în funcție de vârste, cam așa. Până la 40 de ani ar trebui să începi să nu mai dai sfaturi. Pentru că până la 40 de ani... Să începi mai devreme. Ar trebui mai devreme. Pentru că cele mai... Bă, risipit timp și efectiv timp și energie cu sfaturi. Nimeni nu ascultă niciodată. Nici măcar când ți-l cer. Și oamenii dar care nimeni mai departe. Nu-ți cere sfatul. Ba da, nu sunt oameni care... Bă, sunt, mie îmi cer. Care îți cer sfatul, vor să se audă vorbind sau așa, și vor da. Să fie vor pat on the back. Dar tu să dai sfaturi așa este, bă, nicio treabă. Ce trebuie să renunți la sfaturi, da? Da. Și ar trebui ca un om la un bătrân la 70-80 de ani, trebuie să stea așa și orice să zică să facă așa. Orice, oriunde ar fi, în orice cadru, când vorbesc oameni de 40, orice zic să fie așa. Da. Ce zici, bre?